grupa 0, emoții mari, ne-ar fi plăcut să fim fără măștile astea. Vom ieși din pandemie, mai greu, așa cum s-a ieșit din toate pandemiile, dar cu un vaccin. Din toate pandemiile s-a ieșit cu un vaccin. Dar la Pedro m-am avut un nod în burtă și un pic de emoții, dar acum cred că... Dar acum nu mai am nodul în burtă și nu mai am emoții, că deja am intrat în școală. Unde găsește loc, Emma, poftim la locul tău. E prima zi de școală când am venit. Este distractiv în clasa întâi. Prima zi de școală e cea mai tare pentru mine. Pentru că învăț înapoi colegii, avem multă distracție. Îmi place să învăț cum pot să mă port frumos și să am răbdare. Pentru că eu niciodată nu pot avea răbdare. Dar îmi place să învăț ca să fiu prima, mereu. Copiii pe care i-ați văzut sunt copilași de clasa întâi. Deci au trecut peste o etapă. O etapă foarte grea pentru ei, mai ales pentru ei și pentru noi, dar noi să zicem că ne-am adaptat ceva mai ușor și îmi doresc, sper din tot sufletul, ca anul acesta să nu mai fie nevoie de online. O școală online pentru copiii ăștia nu e ce trebuie, ce puțin la vârsta asta și de ce nu și mai târziu. Nu are un efect. După experiența anului trecut, nu putem spune că am avut foarte mari beneficii. Așa că sperăm să fie offline cât mai mult. În principiu, sprijin vaccinarea. Personal m-am vaccinat și eu și familia mea am trecut și prin boală. La copii sunt un picuț mai în dubiu, încă ai mei nu au vârsta necesară și sper ca la momentul când vor avea vârsta necesară să avem în spate mai multe date și mai multe date despre cum decurge la vaccinarea în cazul lor. Am un băiețel în clasa 1, 7 ani, și un băiețel în clasa 4, 10 ani. Din punctul meu de vedere, implicarea autorităților și a statului a fost limitat. Adică nu am văzut o construcție de clase noi, astfel încât să permită într-un fel dispersarea copiilor. La primul caz de boală, cu siguranță clasa se va închide. E aglomerat, foarte aglomerat și mi-a fost foarte greu să-mi găsesc clasa și colegii. Îmi doresc foarte mult să continuăm aici, să nu ne bage online, chiar vreau să continuăm fizic, să ne vedem.